tensiune maxim pentru Victor Ponta, sublinierea Danova. Magistracii instanței supreme ar putea pronunca sentința în dosarul turcenii Rovinari. Magistracii instanței supreme sunt a subliniere teptaci se pronunce, marci, decizia în dosarul turceni, Rovinari, în care sunt judecați pentru fapte de corupție, în legătură cu încheierea unor contracte de consultanță, fostul premier Victor Ponta, fostul senator PSD Danova sublinierei Laurențiu Dan Ciurel sublinierei Dumitru Cristea, fost director general al 10 Complexul Energetic Rovinari SA, respectiv director general al Complexului Energetic Turceni, CET. La ultimul termen al procesului, procurorii au cerut pedepse cu închisoarea pentru Victor Ponta sublinierei pentru Danova. Ancheta în acest dosar a durat aproape 4 ani, iar Victor Ponta a fost primul premier post-decembrist trimis în judecat în timpul mandatului. La ultimul termen al procesului, care a avut loc la Instanța Supremă în 27 februarie, procurorul DNA a cerut condamnări cu executare în cazul fostului premier Victor Ponta sublinierei al fostului senator PSD Dan Sova, scrie News. Procurorul DNA a solicitat condamnarea lui Victor Ponta pentru fals în înscrisuri sub semnătura privată, complicitate la evaziune fiscală sublinierei sepelare de bani sublinierei o pedeaps complementar în cazul acestuia. Pedepsele să fie spre mediu, iar ce modalitate de executare să fie cu privarea de libertate, a cerut procurorul DNA. DNA a mai cerut magistracilor în alte curci de casație sublinierei justiciei confiscarea de la Victor Ponta a mai multor sume de bani primite de la firma de avocat Rova sublinierei avocacii. În cazul lui Danova, procurorul DNA a solicitat condamnarea la pedepse orientate spre maximum, pentru fals în înscrisuri sub semnătura privată, evaziune fiscală sublinierei sepelare de bani. Reprezentantul Ministerului Public a mai cerut ce cei implicați în acest dosar, Victor Ponta, Dan Sova, Laurențiu Graure, Laurențiu Ciurel sublinierei Dumitru Cristea, se peletească prejudiciul din acest dosar. În acest dosar, Victor Ponta a fost trimis în judecat în 17 septembrie 2015, alături de fostul senator Danova, de Laurențiu Dan Ciurel sublinierei Dumitru Cristea, la data faptelor director general al 10 Complexul Energetic Rovinari SA, CER, respectiv director general al Complexului Energetic Turceni, CET. Procurorii îl acuz pe Victor Ponta că, în perioada octombrie 2007-decembrie 2008, prin cabinetul său de avocat, a obținut de la Societatea Civil de Avocați Ova sublinierei asociacii 188.439,98 de lei, pentru activitii care figurează în acte, dar care nu ar fi fost efectuate. Victor Ponta este judecat pentru fals în înscrisuri sub semnături private, complicitate la evaziune fiscală sublinierei sepelarea banilor, fapte pe care le-ar fi comis în calitate de avocat, iar Danova, avocat coordonator al Societății Civile de Avocați Ova sublinierei asociacii la data faptelor, pentru abuz în serviciu,
foaie sunt înscrisuri sub semnuri private, evaziune fiscală subliniere i sepelare de bani. Laurențiu Danciurel este acuzat de 3 infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, iar Dumitru Cristea sublinierei Laurențiu Octavian Graure, fost director economic al CEC, de abuz în serviciu. În dosarul Turceni Rovinar, fostul senator Danova a fost trimis în judecat în ianuarie 2016, fiind acuzat că a luat mită 100.000 de euro pentru a asigura încheierea unui contract între CET Govora sublinierei o firmă de avocaturi. Altur de Ova este judecat sublinierei Mihai Belan, fost director general al CET Govora, pentru trafic de influență sublinierei abuz în serviciu. Potrivit procurorilor DNA, în perioada octombrie 2011-iulie 2014, Danova a pretins sume de bani sublinierei a primit în total 100.000 de euro de la o persoană denunctoare, în schimbul traficului influenței sale reale pe care o avea pe lângă Mihai Belan, atunci director general al CET Govora SA, astfel încât acesta din urmă se asigure încheierea unor contracte de asistent juridic cu anumit societate de avocatură, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 de euro pe lună. În urma demersurilor lui Danova pe lângă Mihai Belan, în decembrie 2011 sublinierei mai 2013, Belan a încheiat 2 contracte de consultant cu firma de avocaturi reprezentat de martorul denunctor, iar în perioadele ianuarie-octombrie 2012 sublinierei respectiv iunie 2013-august 2014 a avizat, din partea CET Govora, pe legile efectuate în baza celor 2 documente, cu încălcarea prevederilor legale sublinierei a normelor interne de funcționare a societății respective, susțin anchetatorii. Potrivit procurorilor DNA, aceste contracte nu erau justificate pentru ce atunci CET Govora avea un departament juridic în care sublinierei de subliniere urau activitatea sublinierea sejur sublinierei, iar problematica dosarelor aflate în lucru nu impunea asistent din partea vreunei societăți de avocați. În 11 aprilie, în acest dosar a fost audiat fostul deputat Cristian Rizea. El a arătat în declarația de martor pe care a dat-o la instanța suprem ce nu sublinierei mai aminte subliniere-te cu ce sumă a vândut-o vil din București subliniere-te fostului senator Danova, pentru care a primit o parte din bani sublinierei restul sumei în 60 trans sublinierei lunare de câte 5.000 de euro, de fiecare dată în numerar, respectiv în total 300.000 de euro, precizând ce nu au încheiat un act adițional pentru ce aveau încredere. Procurorii ne spun că, în 2011, banii cu care ar fi fost peletit imobilul cumpărat de la Rizea ar fi fost obținuți din contractele casei de avocatură lui Danova cu CET Govora.